Liderul fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Gros, în studioul Europei Libere de la Chișinău, tocmai după ședința biroului permanent al legislativului, cel mai probabil ați decis că trebuie să se întrunească deputații în ședință plenară, dar să ne spuneți dumneavoastră la ce concluzie ați ajuns după această ședință a biroului permanent. Mm. Parlamentul trebuie să revină la treabă, pentru că și așa și-a scurtat, ca să zic, sesiunea data trecută, nemotivat după, în opinia noastră. Trebuie să revenim la lucru. Sunt foarte multe proiecte importante care trebuie să fie adoptate. Nu uităm, suntem la sfârșit de an, trebuie să intrăm în 2020 cu legea bugetului. Asta așa, un mesaj către executiv. Noi așteptăm legea bugetului și celelalte bugete, chestiuni de sănătate, protecție. Dar speciale, proiectele acestor legi au ajuns Au în venit încă, dar rugămintea noastră este să nu fim luați prin surprindere. Sunt, este cel mai important document bugetar al anului, anului de deci aceea noi îl dorim să-l avem din timp, timp suficient să-l citim, să-l analizăm, să nu vedem pe acolo surprize. Așa încât să dăm țării un buget pentru 2021 și instituțiile să poată funcționa, procesele să nu fie oprite, mediul privat să știe despre o predictibilitate, toată lumea, bugetele locale, la fel, sunt, sunt vizate. Deci îl așteptăm să fie. Vie, Adoptat și expediat în timp ca toate fracțiunile să se pună pe, pe analizat. Ar putea să fie o reținere a Guvernului, ținând cont că în Parlament nu mai există o majoritate parlamentară? Și... Eu n-aș lega inexistența unei majorități parlamentare formalizate. Noi am fost și suntem și vom fi de bună credință. Legile bune, noi le vom vota pentru cetățeni, nu vom admite scheme, amendamente cu surprize. Tocmai de-aia avem nevoie din timp să-l pieptănăm bine, 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 să ne asigurăm că acolo nu sunt surprize. Și legea bugetului, dacă este adoptată de Parlament, cine o să o promulge? Păi depinde. Dacă reușim noi să o... o, o guvernul reușește să vină mai repede. Pare mi se ieri, într-o emisiune, domnul prim-ministru a vorbit despre 30 noiembrie ceva de genul ăsta. Așa asta. am reținut și eu, da? da dacă ei re reușesc până în 30 noiembrie să-l aprobi în, în, în guvern, după aia expediat în, în Parlament. Minimum 10 zile avem nevoie la, pentru a-l citi, la analiza. Cred că mai puțin contează. Important este să avem o lege bună, un proiect, o lege bugetului predictibil, să putem debloca finanțarea din exterior. Mă refer aici în special la finanțarea din partea Fondului Monetar Internațional. Și aici, atenție, e pe terenul legislativului trebuie să adoptăm câteva legi, câteva decizii, astfel încât să punem la dăpost sistemul bancar. Pentru că aici e o mare și mare preocupare a noastră, nu a fondului monetar, dar a noastră, pentru că se întâmplă lucruri nu prea bune în sistemul bancar în sistemul asigurări și așa mai departe. Deși s-a insistat pe ideea că s-a început curățenia în sistemul banc bancar și s-ar fi adus stabilitate, dar am nu. avut câteva cazuri care nu. au arătat da. cu totul da. altceva. Da, se întâmplă, au loc niște procese care uh, pun în pericol stabilitatea sistemului bancar. Unii eroi, cu ghilimele de rigoare, de pe andromat și alte Scheme Încearcă să-și recupereze să mai pozițiile. E vorba Domnul de platon. platon. Da, e vorba Zicea de platon. Că da. Banca Transilvania a trebuit să revină. A, așa. Văd că în domeniul asigurării în... începe să tulbure apele, unii judecători implicați în Landromat vor să revină în sistem. Deci, noi trebuie să fim foarte atenți și le transmitem pe această cale celor din domeniul justiției. Nu vă stricați cariera, vă rugăm frumos, gândiți-vă la viitorul dumneavoastră. Pentru că o carieră bună se clădește ani și decenii și o strici într-o într clipă. Dar cu această ocazie, transmiteți un mesaj și domnului premier că el ar trebui să-și continue conștiincios și responsabil Absolut. mandatul. Deci, eu uh, profit de ocazie și îl transmit la toți, toți politicienii și toți cei care sunt în serviciu public. Ieșim din tranșee da? până pe 15 ani. Fost în tranșei, acum încercăm să ieșim din tranșei, pentru că este viață după alegeri, instituțiile statului trebuie să funcționeze, procesele economice, sociale și au cu parcursul său. De aceea vă rugăm frumos, toată lumea la treabă, toată lumea pe poziții. lui Dodon, i-am transmis ieri, pare mi sau alaltă ieri, lăsăm instituțiile în pace, nu încercăm să le repoziționăm în de ambițiile sau pofta cuiva, lăsăm instituțiile la locul lor să-și facă bine treaba. Apropo, Igor Dodon încerca să se vină cu un mesaj fracțiunile parlamentare că el ar fi gata să inițieze discuții, consultări, după care a zis că a fost un test, pentru că el s-a aștepta că va fi refuz din partea aproape a tuturor actorilor politici din Parlament, dar în general cu Igor Dodon nu ați mai avea ce discuta? Eu nu știu ce experimente vrea să facă Igor Dodon, noi putem să mai repetăm o dată. Un milion aproape de cetățeni i-au spus foarte clar mulțumim, nu mai avem nevoie de serviciile dumneavoastră. Maximum ce poate face Igor Dodon bine pentru țară, cetățeni și pentru el inclusiv și lui, să asigure o tranziție civilizată, predictibilă, fără surprizii, marca, nu știu, Placotniuc, văd că tare s-a molipsit de stilul ăsta, de a veni cu surprizii și ne-a luat prin surprindere, testează, nu știu ce. Haideți să fim uh, maturi politici, predictibil. Da, să facem acest transfer de putere, să asigurăm funcționalitatea instituțiilor, să nu încercăm să le resubordonăm în dependență de unde a ajuns un actor politic urmare a legilor sau unde nu a ajuns. Asta se cere de la Igor Dodon și partenerilor din, din Parlament îi așteptăm să fie și vedem că sunt receptivi. Partidului Socialiștilor le dorim o analiză minuțioasă, așa cum trebuie să o facă orice partid, fie că a câștigat sau nu a câștigat. Și noi să facem analiza respectivă, pe interior, să ajungă la niște concluzii și să procesele interne să nu afecteze mersul firesc și bun al lucrurilor în țară. Domnul Grosu, dar în Parlament, în pereții legislativului, uh -huh. există loc de dialog pentru resetarea unei majorități parlamentare? Uh, noi spunem în felul următor uh, și continuăm această linie, am fost și suntem consecvenți. Uh, parlamentul ăsta trebuie să plece. Trebuie să pleci. Uh, momentul. Și în ce aici noi putem avea subiect de discuții cu socialiștii și restul componentelor, partidelor parlamentare, dar și extraparlamentare, de ce nu, să vedem când este momentul cel mai potrivit pentru această resetare. Da? Pentru că Parlamentul este produsul sistemului mixt. Sistem mix care l-a votat Plahotniu cu Dodon. Iar performanța, contraperformanța acestui Parlament e că o bună parte din deputați s-au tranzacționat de trei ori într-un an de zile. Deci este o contraperformanță și oamenii nici cer lucrul ăsta. Noi, nu, eu și colegii mei, nu vedem cum cu acest Parlament putem asigura uh, niște reforme consecvente, suport politic pentru... Lucruri ambițioase care trebuie să făcute. Nu Liderul democrației, Arpadel Filip, zicea că s-ar putea croi o coaliție largă în Parlament Eu cu partidele da. autentice. Am auzit, am urmărit foarte atent, noi discutăm, bineînțeles, uh, am zis uh, să asigurăm uh, întâi transferul de putere de la vechiul președinte la nou președinte și nou președinte să inițieze o rundă de consultări cu partidele politice, nu așa cum am încercat domnul Dodon, pentru că a fost, scuzați, nu vreau să-l un pic ridicol cu experimentele lui și nu știu ce a vrut el să demonstreze și cui să demonstreze. Dar despre o coaliție largă mai poate fi vorba? Adică s-ar mai putea regăsi pas și cu PSRM într-o coaliție largă? Deci noi nu putem discuta la moment despre așa ceva cu Igor Dodon care a avut un comportament lamentabil în această campanie electorală. Eu nu știu cine sunt sfătuitorii, dar să-ți construiești campania exclusiv pe minciună, pe divizare și pe dezinformare, și să torni atâtea minciuni, fake-uri în, în urechile oamenilor prin televiziunile care le ai, cred că e fără precedent și parțial rezultatul s-a datorat, rezultatul nostru tuturor pozitiv, s-a datorat faptul că lumea ei nu mai vrea așa, minciuni și aberații care depășesc bunul simț și logica elementară. Asta se insistă ca să se afle răspuns la o întrebare. Cine din actorii politici din Parlament își doresc anticipate și cine nu? O, bine, trebuie să întrebați pe, pe fiecare în parte. Noi am spus lucrul ăsta și în campania electorală și până la campania electorală, văzând cum se tranzacționează deputații, văzând cum unii care erau în solda lui Placotniuc au ajuns în solda lui Dodon, da, și mă refer aici la vestiții și cunoscuții și Andronachi și Nichi Forciuc și toți, toată camarila asta care era în jurul lui Placotniuc și acum au ajuns aici preluând scheme și așa mai departe. Deci eu, noi, pasul, par, în calitate de partid, dar și fracțiune, noi am, suntem consecvenți. Da? Am spus, Parlamentul ăsta trebuie plecat uh, și mers în fața poporului și oamenii cer lucrul ăsta. Oamenii ne cer să facem acest pas. Acum, uh, sigur, trebuie mai întâi să ne asigurăm că aprobăm legea bugetului, deblocăm finanțarea internațională atenție, măsuri urgente, da, urgente în combaterea hai zic eu oprirea cumva răspândirii COVID-ului pentru că sistemul de sănătate e la limită. Avem agricultorii care trebuie să-i ajutăm pentru nouă an agrar. Avem micul business care e o treime în prag de, de, de a se închide, de a, de, de a falimenta. Deci lucrurile astea Trebuiesc, trebuie să ieșim din izolarea asta internațională în care ne-am pomenit. Dar pe interior se găsesc <coughs> resurse ca să fie acoperite o parte din nevoile agricultorilor și mai ales al sistemului interior, sanitar? Dar deja ducem discuții cu partenerii de dezvoltare cu, pentru a găsi resurse de urgență să fie mobilizate din exterior, anume pentru aceste lucruri. Și când vorbim de sănătate, domeniul sănătății, combaterea pandemiei, să... Prindem rând, haideți să așa, prindem rând la vaccin, pentru că vă dați seama, toată lumea o să. toate guvernele o să caute soluții. Noi deja am început niște discuții pentru a beneficia și noi. Acum nu cunoaștem exact ce găuri sunt în buget. Nu. Cel puțin premierul a spus că acel credit rusesc ar putea să nu mai ajungă. El este inclus în bugetul pe anul curent. Noi nu avem acces la toată această informație. Cred că domnul prim-ministru o să vină în Parlament, o să-l invităm licenți și pe la, comisie, pe la fracțiuni, ne gândim și la lucrul ăsta și să primim răspunsuri exhaustive pe fiecare. Dar întrebare. cum credeți, de ce Federația Rusă ar fi făcut un pas înapoi și să nu mai ofere acea linie de credință? Eu nu cunosc probabil orice. Creditor da, sau partener vrea să vadă o un pic de predictibilitate, să se așeze, să limpezească un pic spiritele, să lumea să iasă din tranșele electorale, să discute cu noi decidenți politici, să se asigure că este o. care este viziunea, da, în raport cu un partener sau cu altul și după aia să ia o decizie. Um... Sigur că o să se insiste mult în Parlament pe ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate. Nimeni nu se știe când mm. va vor avea loc ele în primăvară, în vară sau chiar în toamnă, pentru că se vorbește despre mai multe termene. Mm -hmm. Vreau să vă întreb, credeți că cu actualul guvern e posibil de pregătit și organizat un următor scrutin parlamentar anticipat? Noi nu avem răspuns la întrebarea asta. La moment, uh, o să consult, doamna pre președintă președinte, o să aibă o rundă de consultări imediat după ce va intra în exercițiu funcții cu fracțiunile parlamentare, cu, cu, alte forțe politice. Vom vedea și prestația guvernului acum până pe 23, 20, 24 decembrie. Până și încheie mandatul până Igor Dodon și, Iubor Iubor și Iubor transmite ștafeta doamnei Sandu. președinte și vom, vom decide, vom vedea și comportamentul. Da, spuneam, noi au fost proiecte de legi ale guvernului pe care noi le-am susținut, le vom susține. Avem pentru următoarele două săptămâni, vreo, cred că vreo 30 de proiecte pe ordinea de zi. Sunt proiecte așteptate, le vom susține. Vom și vom aștepta o atitudine respectuoasă din partea executivului față de legislativ. Noi nu suntem anticamera executivului și colegi. E nevoie urgent de votat că arde nu știu ce acolo. Nu. Noi avem mandatul poporului, așa și vrem uh, judicios să analizăm orice proiect de lege. Doamna Sandu va rămâne la șefia partidului? Păi, conform legii, din moment ce va intra în exercițiu funcții, nu va mai putea. Cumula și când veți decide astea. cine va lua locul la. Vom convoca Congresul în ianuarie. Casului. Noi avem procesele noastre interne. Este vot direct, la congres se va decide, deci o să fie votul tuturor participanților la congres. Republica Moldova rămâne un stat unde forma de guvernare este parlamentară. Parlamentar. De ce? Și e bine. De ce? E bine, pentru că cel puțin în observațiile mele, în partea asta a lumii, da, în partea asta a lumii unde instituțiile sau hai, cultura instituțiilor statului, instituții funcționale, da, unde echilibru între executiv, legislativ, putere judecătorească este încă fragil. Să concentrezi puterea mai mult în mâinile unei persoane este un pericol, în opinia mea. Noi trebuie, știți, trebuie să există o evoluție, da, și eu cred că la acest moment istoric în care noi îl parcurgem, E bine să fie uh, Parlamentul, chiar dacă avem surprize de astea cu Transpuce și așa mai departe. Chiar dacă e mai greu să adopți o de decizie și așa mai departe Dar acolo lucrurile cumva, știți, sunt mai la suprafață da? în văzut Deci Maia Sandu ar trebui să-și ia rolul <coughs> unui arbitru neutru într-un fel Maia Sandu, așa cum a declarat, va fi un președinte care nu va diviza Nu-i va împărți ca actualul președinte Care a, a, a recunoscut la un moment Bine, eu n-am putut să devin președinte tuturor Asta e deci s-a terminat. Și rezultatul votului din 15 noiembrie parțial deja indică în această direcție, pentru că pentru doamna Sandu au votat și vorbitori de limbă rusă, au votat și cei din Transnistria într-un procent care. Mai puțin pic din Găgăuzia. Nea... Mai puțin din Găgăuzia. Și acolo, atenție, ceea ce a făcut conducerea Găgăuzii în această campanie a fost fără precedent. Adică? Adică oamenii atât de mult au fost intimidați și amenințați cu pierderea locurilor serviciului. Spre exemplu, observatorii noștri care inițial ne-am gândit să-i să recrutăm din, din rândul simpatizanților noștri din Găgăuzia. Aveau frică? După, după tri, nu, după primul tur le-a spus foarte clar că nu fi stare activ pentru că o să vă pierdeți jobul. Și atunci, în turul 2, noi am fost nevoiți să ducem observatori din Chișinău și din alte raioane acolo. Deci, eu sper că o să ne aud conducerea. Da, care se simte cu musca, picăciulă, astea nu sunt metode europene, așa cum unii irijează. Cum ar trebui să se dezvolte relația dintre Chișinău și Comrad, dintre Chișinău și Teraspol, de exemplu? Conform uh, regulilor normale, democratice. Aici nu trebuie să fie relații privilegiate. Da, pur și simplu, legea trebuie să fie și la Chișinău, și la Cahul, și la Cimișliea, și la Comrad. Nimic, uh, nimic nou sub soare. Da? Suntem o țară și uh, procesele democratice electorale trebuie să fie în egală măsură, cu condiții pentru toată lumea. În uh, Vorbeam de Transnistria. Noi n-am putut călca în Transnistria. Apropo, Igor Dodon zicea că ar fi înaintat. Uh, o acțiune în judecată. Nu știu ce a făcut el, vedeți, După ce el... v-ați fi confruntat acolo cu alegătorii da, care testează, veneau să-și dreptul nu știu de ce vot. vrea să demonstreze, să se ducă în judecată, da, eu, noi am zis că nu, nu o să răspundem atunci când o să mergem, o să fim citați, da, noi o să mergem, o să ne apărăm poziția, o să prezentăm argumente, dar lucrul ăsta trebuie făcut în cadrul legii, da, fără a trișa și fără a intimida oameni. Maia Sandu a câștigat mandatul luând și un angajament în fața legătorilor că va lupta cu corupția, Absolut. că va încerca să edifice statul de drept, statul democratic. Sunt niște angajamente... Scuzați-vă, întrerup, știți, aici a căzut, au, că, au decăzut sperietorile astea pe care am izat Igor Dodon. Est, vest. Voi sunteți cu vestul, noi suntem cu estul. Voi nu credeți, dar noi credem și mai cei mei credincioși. Voi, ce era acolo, română, moldovenească. Lumea nu -a, a mai acceptat astfel de clivaje. Lumea a înțeles că hoția ne ucide pe toți că vorbești româna, rusa, găgăuza, pe toți ne vizează. Că drumurile sunt proaste pentru că se fură. Cum se va face ordine în justiție? <coughs> Noi revenim la obiectivele noastre. Da, o evaluare. Ați mai încercat și ați văzut cât de greu este. Eu cred, nu că cred. Lucrurile sunt simple. Mandatul de președinte este mult mai stabil decât mandatul unui prim-ministru. Doamna Sandu are votul aproape un milion de oameni și ai, va fi cea care va da drumul în sistem a judecătorilor propuși de, de, CSM sau nu va da, va contrasemna, promulga legile venite din Parlament sau nu le va promulga și va ieși în fața publicului și va spune eu nu accept așa ceva pentru că 1, 2, 3, 4. Iată ce va face doamna Sandu și aici vechea polemică Președintele nu are suficiente pârghii. Li lăsăm. Deci președintele trebuia să folosească la maximum pârghiile care le are. Da, și atunci probabil era alt rezultat. Deci dreptul la inițiativ, <coughs> numirea judecătorilor, promovarea politicii externe. Externă. Absolut, politică externă. Noi cu vecinii, iată, și aici nu că să ne lăudăm noi. Ați văzut, deși deci, de au făcut lucrul ăsta. au comparat cine și cum a fost felicitat atunci când el a ajuns președinte și cum acum se întâmplă. Deci, da, imediat a reacționat și București, și Kiev, vecinii. Noi trebuie să avem relații buni cu vecinii, în primul rând. Dar, apropo, și... au venit mesaje de felicitare și de la Moscova, și domnul sigur, Putin sigur, a felicitat-o doamna și... Sandu și patriarhul Chiril a felicitat-o. Exact. Aceste mesaje de felicitare, cum le-ați înțeles? Le-am, ca o acceptare a rezultatului scrutinului, lumea nu mai pune la îndoială că rezultatul e pentru doamna Sandu. Diferența e mare, votul a fost pro-Maia Sandu în țară, votul a fost pro-Maia Sandu în diasporă, deci lucrurile sunt evidente. Acum rămâne ca domnul Dodon, cu felicitările lui parțiale, sau cum se numesc ele acolo, o nouă invenție, da? cumva, să, dacă și prim-ministru și primarul general la Capitalei s-a pronunțat și s-a înțeles ce s-a întâmplat, rămâne și el cumva să accepte aceste realități și, repet, noi avem nevoie acum de o tranziție liniștită, civilizată, dosarele la președinție să fie date echipei doamnei Sandu, așa, într-o manieră, să arătăm că suntem un stat civilizat și putem... Doamna depăși. Sandu a început și o serie de întrevederi cu șefii misiunilor diplomatice acreditate da. în Republica Moldova. S-a întâlnit cu domnul Mihalco, s-a întâlnit cu domnul Ioniță, ambasadorul României. Domnul s-a întâlnit cu domnul, domnul Hogan, a, da, domnul Hogan, ambasadorul SUA la Chișinău și cu ambasadorul rus și am văzut că au urmat... Ucrainei și al Ucrainei, Ce? dar au, au urmat reacții dure, să zic așa, după întrevederea mai cu ambasadorul rus. Din partea cui? Din -am partea urmărit. celor care urmăresc A, -am urmărit, întrevederile. Dar noi... Adică, cum ar trebui să fie relația moldorusă ca să nu deranjeze pe nimeni și o să relație, nu se speculeze pe această cooperare ne trebuie, ne trebuie bilaterală? Să avem o relație bilaterală cu Rusia corectă și pragmatică. Da? Noi avem nevoie de aceste relații, pentru că avem și interese economice. Da? Noi vrem să fie niște relații economice și condiții de export da? a produselor noastre într-o manieră transparentă. Dar să Lucru fie protejat ca... interesul național. Exact. Asta insistă care, mulți cetățenii ai Republicii și Moldova. Vor... relația moldorusă trebuie correct, să fie correct, protejat itudine. interesul național. Noi nu o să aplicăm și niciodată n-am fost pentru metoda pe care văd că o testează încă președintele, cu surprize, cu el nu știe, testează. Noi să fim foarte. vrem predictibilitate, consecvență și toate acțiunile noastre o să pornească de la interesul prioritar a Republicii Moldova, a cetățenilor Republicii Moldova. Parlamentul este restanțier atunci când vine vorba despre votul din diasporă. Urma să fie uh -huh. modificat și codul electoral. Nu s-a mai întâmplat acest lucru. Acum, dacă oricum se insistă pe ideea că trebuie să se ajungă la anticipate, uh -huh. ce o să faceți în Parlament și cât de pregătit este Parlamentul să accepte ceea ce s-a sugerat și din partea cecului și din partea diasporei? Votul pe corespondență, vot electronic. Pentru că ați văzut, iarăși s-au făcut cozi, iarăși lumea nemulțumită, au așteptat 7-8 ore. Da. Unii nu au reușit da. să-și exercite dreptul la vot. Deci noi acum, eu cred că niciun parlament acum, niciun parlamentar nu o să îndrăznească să se opună unor inițiative, pentru că a ieșit un număr record, 262 000, de mii, da. peste 262 de mii. Noi trebuie să revenim la pachetul cel care a fost propus în vară și care, din păcate, colegii de la PSRM l-au torpilat. Torpilat cu alt, tot felul de inițiative de astea, așa, de ochiate care să facă, adică, imposibil să avansez. Dar trebuie să revenim pe Votul două zile, iată, spre exemplu, lucrul care îl l-a testat, l-a făcut colegii din România, acum pe 5-6 decembrie. Urmează fi... să aibă loc da. alegeri parlamentare. Și, ele, și această abordare și e relevantă și în condițiile pandemiei, pentru că cumva degajez, de hai zic eu, cozile astea imense, un număr mai mare de, de buletine. O modalitate de a, nu știu, securiza votul prin corespondență, cum spuneți dumneavoastră. Deci sunt că multe, multe lucruri, mai multe secții. Soarta de... votului lor depinde de votul din Parlament. Exact. Și acum cred că e, diaspora va avea tot dreptul să ceară o mai mare prezență în Parlament. Adică să fie reprezentată da, și diaspora? Da, 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 păi vă dați seama, legisivă... 262 de mii, de mii și semnalul e foarte 16% exact. din electorat. semnalul e foarte clar. Alo, clasa politică, noi, 262 de mii care suntem, acasă, suntem plecați, trimitem bani, noi vrem să fim reprezentați și eu cred că aici e de... O, o, obligii, obligși. Fiecare partid trebuie să devină sensibil la semnalul ăsta. Dar aveți și o soluție pentru a ușura și prezența celor din stânga Nistrului la vot? Și ce concluzie ați tras după acea Concluzia prezență? Concluzia mea e simplă. alegătorilor a din Deci au fost. Scrutiv. Sigur că au fost și alegători care au venit sincer. Da? Să voteze. Totodată au fost noi am avut de semnale și dovezi. Când lumea fie a fost coruptă, s-a cumpărat votul, hai să spunem așa cum este, s-a cumpărat votul, au fost păcăliți la cumpărarea votului, pentru că li s-a spus un preț după care le s-a dat mai puțin. Uh, au fost uh, hai zic așa, șantajați de către angajatori, spunându-le, domnule, dacă nu îmi vii luni și nu mi-arăți în fișa buletinului ștampila că ai votat, te bag în carantină pe două săptămâni. Deci noi am avut cazuri la mișlie. Într-o secție de votul ne-au venit câțiva tineri și au zis, noi nu vrem să votăm. Puneți-ne, vă rog, frumos stampila aici că am votat. Și am întrebat cu ei: pentru ce? Nu-i voi așa ceva. Ne bagă în carantină. Dacă vedeți stampila, mă lasă să circul prin transnistria. Da, și abordar și abordarea, ale abordarea asta de e, e cinică. Îi înjosește oamenii. Eu cred că uh, condiții Crearea condițiilor trebuie să ne preocupe, dar și accesul actorilor electorali pe, pe, pe malul cela. da, Pentru că numai Dodon a avut și are acces acolo. Și atunci nu putem vorbi despre uh, un vot conștient, nu putem vorbi despre condiții egale pentru toți actorii electorali. Deci da, o să dureze, dar asta e... Asta e parcursul care trebuie să. A să fost urma. și o reacție din partea liderului Teraspolean Krasnoselski, și a spus și el că adevărul e că cele mai multe voturi s-au dat pentru Igor Dodon, dar îi cerea doamnei Sandu să discute mai concret pe marginea subiectelor între, apărute între cele două maluri ale ministrului. Cum ar trebui să fie abordat dosarul transnistrian? Uh. Așa cum a fost abordat și anterior parcursul mandatului de prim-ministru a doamnei Sandu, noi nu o să tolerăm schemele, noi nu o să tolerăm contrabanda, noi nu o să tolerăm sequestrări de cetățeni da? și băgați prin, prin îngăbă, nu știu pe unde. Deci sunt lucruri inadmisibile. Dacă cineva vrea să revină în lumea civilizată, va trebui să, să joace conform regulilor legislației Republicii Moldova. Vrei să faci comerț cu să exporți sub numele Republicii Moldova în Pe lumea piața bună occidentală. Occidentală, pentru să, că să faci bani, comerțul pentru că majoritatea din e, regiune e, așa e preponderent în favoarea pieții exact, occidentale. Exact. Și activitatea economică trebuie să fie legată de respectarea drepturilor omului. Pentru că nu putem, pe de-o parte, să fim bune în afaceri și proști în, în a respecta drepturile omului. Deci, astea sunt lucrurile. Republica Moldova este un stat în care se respectă legislația, în care justiția e justiție, în care nu se admit spălări de bani, dar în care vrea agentul economic să, folos să facă operațiuni bancare, anume prin sistemul Republicii Moldova, în că trebuie să fie transparent, conform legii de prevenire a spălării banilor, noi trebuie să știm originea și așa mai departe. Deci, asta sunt temele pentru acasă, pentru ambele maluri, mai cu seamă pentru cei care, și de pe o mal și de pe altul, pentru care zona transnistriană era o găselniță pentru a face bani murdari. Gaură neagră. Gaură neagră. Și vă aduc aminte două companii, cele nu le dăm numele să le facem, dar care repede după ce a fost demis guvernul doamnei Sandu, Socialistii le-au dat licență. Iar într-o veselie am început să aducă țigări milioane, sute de milioane. Ca și în general aia, se zice că doi agenți economici din stânga Nistrului, ei ar fi stăpânii pe, Sigur. pe toată această operațiune. Da, 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 Și după aia totul migrează spre România, România până ajung în Marea Britanie. Deci Așa asta e. e faima proastă a Republicii Moldova. Nu, așa ceva nu mai merge Nu cunoaștem deocamdată unde va fi prima vizită pe care Maia Sandu nu, nu o va efectua în străinătate dar cel puțin după o discuție avută cu președintele român Claus Iohannis am aflat că liderul de la Cotroceni ar putea să da. viziteze în Republica Moldova lucru care nu s-a întâmplat pe parcursul patru ani de zile. cât Igor Dodon a fost la cărma țării În general, relația moldo-română se va axa în continuare pe ideea că România este un avocat al Moldovei pe calea eurointegrării? Relațiile noastre cu România sunt relații firești. Da, noi vorbim aceeași limbă, avem aceeași istorie. România și cât a existat sau mai există guvernarea da, socialistă, așa cum este fără majoritate, a fost deschisă, a vrut să ajute și vrea în continuare să ajute mai puțin a fost înțeles la București, deci atâta reticiență chiar și la ajutorul care putea să-l ofere România, în special în condițiile pandemiei, în condițiile seștii și așa mai departe. Deci, da, relațiile noastre vor fi privilegiate, firesc, da, prin dinși sunt, așa cum au dovedit la începutul pandemiei, să vină cu suport și în plan să ajute primăriile noastre, știți, au loc înfrățiri între primăriile din Republica Moldova și cele din România, în special acum după ce au trecut și dânsii de alegeri locale. Deci sunt procese, gazoductul Iaști și alte proiecte, repararea podurilor, Giugiulești la, unei la Ungheni, da, un proiect și multe alte lucruri, domeniul educației și multe alte lucruri care sunt, au fost pe rol și acum cred că vor reveni pe, rol. pe parcursul mandatului lui Igor Dodon a fost înghețat și dialogul la nivel înalt între Chișinău și Kiev, uh -huh. pentru că nu a fost aceste discuții între cei doi lideri, deși Igor Dodon zicea că s-a mai întâlnit, nu știu pe unde, cu domnul Zelenski și ar fi discutat, dar nu a existat uh -huh. un dialog la nivel înalt și piatra sau mărul discordiei a fost acea declarație pe care o făcuse Igor Dodon referitor la anexarea Crimeei. Dumneavoastră ce ziceți? Da, Igor Dodon a făcut o gafă premeditat, cred eu. Da, nu știu dacă neintenționat a făcut-o, pentru că și anturajul lui a mai avut niște poziții vis-a-vis -vis de conflictul din Donbass, ceea ce nu putea să aducă la alt rezultat decât izolarea sau nu poate să nu putea să apară în acest context Dodon la Kiev sau viceversa să Domnul Zelinski să, să apară la Chișinău. Noi fiind cei care avem un astfel de conflict, am, din 92 știm ce înseamnă asta, și atunci când tu, țara ta, suferă de pe urma unui astfel de conflict, ai o regiune separatistă, se face astfel de declarații, sunt pur și simplu irresponsabili. Dar credeți că cele două părți, Chișinău și Kiev ar putea să readucă în atenția opiniei publice internaționale problema transnistriană și problema Crimeei sau sunt lucruri diferite? No, noi putem să ne ajutăm reciproc, să, de exemplu, vorbim despre perimetrul, despre hotarul nostru comun cu Ucraina, Ucraina segmentul transnistrean, să vedem cum îl gestionăm, cum oprim, elementar, noi trebuie să oprim contrabandă nu trebuie să oprim toate fluxurile care alimentează toate structurile este paramilitare. Și dacă va cere transparență și Chișinău și Chievul, atunci s-ar putea să se ajungă spui, la un deznodământ nu, mai dar, repede decât ce așteaptă. Nu, foarte clar. Alo, stimați, sau mai puțin stimați, cei care vă aflați acolo, cei 100 sau cât sunteți 300, că mai mulți nu sunt care se țin cu dinții de regimul ăsta. Ori jucați după regulile civilizate, da? cei care aveți probleme și procuratura a intentat dosare, dacă am înțeles că au fost și o solicitare din partea Tiraspolului, hai cumva uh, închideți toate dosarele. Eu sper că domnul Stoianoglu nu va da curs la așa ceva. Dar asta trebuie spus. S-a terminat cu perioada banditismului și atunci când niște corupți de like la Chișinău, în, uh, profitând de situații împreună cu niște bandiți de la Tiraspol, făceau bani negri pentru partide, pentru a corupe alegători, pentru a plăti, iată, votul în cazul unor cetățeni duminica trecută, pentru că ăștia nu sunt banii de buzunar a cuiva, sunt bani murdari făcuți prin scheme și aruncați în campanie electorală. Câștigul mai Sandu în aceste alegeri prezidențiale din Republica Moldova este văzut ca un câștig al unei bătălii, dar nu și câștigul unui război? Sigur, avem de, avem de muncit. Avem de muncit. Este o, o, cum să zic o, pornim un val, da, mergem cu moralul ridicat, eu văd reacțiile cetățenilor din, din educație și din medicină și administrația publică locală care a prins la curaj, domnule, și, și aici au fost presiuni, semnează pentru cutărică, semnează pentru... S-a politizat foarte da, mult. Și eu cunosc primari, nu de la noi, din alte partide. A fost politizat în toate domeniile. în societate. domnule, și dar lăsați-vă lăsați și, și, și poliție da, da. și armată. Deci și avem, toate. Dar trebuie să începem cu justiția. Deci cu asta începem. Pentru că ăsta e sistemul nervos al statului. Dacă nu ai un sistem a justiției bun, curățat, dacă nu faci ca instituțiile să înceapă a funcționa, nu prin metoda telefonului, Degeaba, noi am experimentat 30 de ani de zile și am văzut O justiție reformată ar putea să scape Moldova de sărăcie. Asta am că... Categoric, elementarul. Vă dau un simplu exemplu, 5 luni de mandat a doamnei președinte. Cum s-a schimbat comportamentul... Mandat la executiv. La executiv, pardon. Cum s-a schimbat comportamentul fiscului, poliției, vamii, vis-a-vis -vis de antreprenori. Antreprenorii veneau și ne spuneau s-a schimbat ceva la ei, la vamă, nu mai apăre... În buletin, bancnota, da, după ce a fost demis guvernul, mai s-a dus, gata, băieți, revenim la normalitate. Deci, dacă transmiți un semnal foarte clar și le spui fiscului, agenții economici nu pot fi tratați ca potențial infractori. Îi ajutați, le explicați. În special acum, în perioada asta de criză, când ești la limită, vedeți Horeca, vedeți agricultorii, ăștia, ăștia mari sunt mai discurt că... Dar ăștia mici care au 50-100 de hectare, unii din ei nici nu sunt pregătiți pentru următorul an agricol. Și acum puteți să ne spuneți clar că ar exista sau va putea să existe o voință politică fermă ca să fie îndeplinite toate condiționalitățile pe care și le-a asumat Republica Moldova în raport cu debloca... partenerii da? externi? Eu sper, eu văd cel puțin azi la ședința, permanentă, ședința biroului permanent, pe două subiecte care țin de deblocarea stenții din partea Fondului Monetar, toate partidele prezente, în, da, care sunt reprezentate în birou, au zis da, suntem gata, chiar mâine este un proiect de lege care trebuie să-l votăm. Ce, deci consensul ce... se găsește? Bine, el tot timpul, adică în majoritatea cazurilor poate fi găsit dacă respecti și tratezi cu respect opoziția. Da? Dacă spui, domnule, aici e interesul național. Da. Iată, de asta depinde, noi o să putem aduce niște resurse mai ieftine, mult mai ieftine. Sunt, nu, guvernul să împrumute veșnic ca de la băncile noastre. Da. Iar Știți că a... Igor Dodon zicea că Maia Sandu, dacă câștigă mandatul, va sta cu mâna întinsă la partenerii occidentali. Iată, vedeți, un comportament de, de numai nu de președinte, chiar și deja a expirat. El care, expert. Da, expert. el care a fost ministru economiei, care înțelege foarte bine că unele împrumuturi, piața internă, pot fi mai scumpi, prin afară pot fi mai ieftini, în condiții mai avantajoase. Deci, el aici a avut un comportament lamentabil, da, chiar și pentru electoratul lui. Și mai avut eu o declarație că dacă Maia Sandu ajunge în fruntea Republicii Moldova, ar putea să închidă Republica Moldova pe timp de pandemie, așa precum o fac statele din UE. Adevărul că ăsta Igor Dodon a închis Moldova. A, când noi mergeam prin campanie și lumea ne spunea că de ce nu putem pleca psihotare să muncim? Aici guvernul lui și Igor Dodon nu s-a îngrijit să ajute antreprenorii. A zis, asta e economie de piață, Cine supraviețuiește, supraviețuiește. Cine nu, moare. Da, păi nu e o situație normală, e situație de criză, aici trebuie să-i ajuți. Și atunci oamenii, reacția oamenilor era, ok, voi nu puteți să ne ajutați, dați-ne voie să ne ducem noi unde am mai fost și ne rezolvăm noi. Mergem trei luni de zile, muncim, venim înapoi și așa mai departe. Deci țara a închis-o el prin inacțiune, prin comportamentul ăsta responsabil cu apariții în școli, în anturajul copiilor, în Acum alte... Cum cresc responsabilitățile pentru gestionarea crizei evident, sanitare evident. pe timp de pandemie Exemplu de covid -19, propriu 19. mult contează, pentru că oamenii vedeau și spuneau, mă, dacă lui se poate și îl vezi, se comportă de parcă e nemuritor, de ce noi trebuie să ne protejăm și așa mai Dar departe. Dar cunoașteți care e situația reală în domeniul sănătății? E pus pe E uh, la nu? limită. Din discuțiile care le avem noi cu managerii instituțiilor și informația care apare în public, vedeți, locurile la terapie intensivă, echipamentul de, ăsta, de ventilare, de oxigenare, deci deja locurile sunt practic epuizate. De aia și avem urgent nevoie de ajutor, de a suplimenta, de a face mai multe teste, de a mări capacitatea de, de, de testare și, și, alte lucruri care și, în ultimul rând, de a, cum am spus, a ocupa rând în, pentru a obține acel vaccin sau alte remedii într-o a opri, a opri și a încerca să controlăm pandemia. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă Eu mai mulțumesc. așteptăm liderul fracțiunii parlamentare Igor Pas, Igor Grosu a răspuns întrebărilor Europei Libere. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Mulțumesc frumos, cu plăcere vin.